Reclama a fost perfecționată de americani, însă noi am transformat-o în artă, porumb, șezlonguri sau bilete la spectacol, toate se vând pe plajă în versuri. Rimele sunt uneori memorabile. Alo, alo, litoralo, eu sunt Gica Mondialo, cu pungulița te servesc, ca să nu mă opăresc. Hai mănâncă de la mine, dă-i Viagra pentru tine, ca să-ți meargă treaba bine. Nicăieri nu e mai evidentă zicala "Românul s-a născut poet" decât la malul mării, când își încep recitalul, comercianții ambulanți se transformă în adevărate vedete. Ia șezlongul și umbrela, ca să nu te ardă pielea, e doar 20 de lei. Iar noi îți dăm tot ce vrei, domne. Printre ei se numără și Tiberiu. Are 22 de ani și este student în București. A venit în această vară pe litoral ca să muncească. Reușește să atragă clienții cu sloganuri care mai de care mai originale, dar și cu atitudinea lui destinsă. 10 lei cât timp? Până la noapte, pe bune. Până la 12 noaptea, vedeți steluțe așa pe cine. Simpatic. Numai că trebuie noi să mergem încolo, că acolo sunt prietenii noștri, dar în rest e ok. Încerc să fiu cât mai haios pentru a le atrage atenția. De dragul lui am închiriat șezlongurile, chiar am fost foarte încântați. Automat, când un comerciant e atât de drăguț cu tine, nu ai cum să-l refuzi. La câțiva metri depărtare își face treaba tot în versuri Denis. De la vârsta de 13 ani vinde bilete pe plajă. Acum, la 21 de ani, meseria nu mai are niciun secret pentru el. Pentru fete măritate avem bilete rezervate. Pentru domnul cu chelie am bilet pe datorie. Iar pentru domnul cu mustață am biletul mai în față. V-a convins băiatul? Bineînțeles că e băiat drăguț. Pe lângă rime noi, comercianții ambulanți au învățat un alt truc extrem de important prin care reușesc să-și țină clienții aproape. Știu să se oprească înainte să devină enervanți. Mai întâi îmi cer iertare, știu că am țipat foarte tare, nu vreți din această cauză 5 minute pauză.